Salutare, dragilor! Sunteți curioși să vedeți ce v-am pregătit într-o nouă ediție a emisiunii Zoo? Ei bine, să știți că vom afla multe informații utile despre una dintre cele mai inteligente rase canine, iar artiștii patrupezi de la circul din capitală ne demonstrează ceea ce pot ei mai bine. Interpreta de muzică populară Doina Arseni ne invită în casa ei să-i aflăm prietenii de companie. Iar împreună cu sponsorul general al emisiunii, Centrul Veterinar Zoo Life, vă invit să rămâneți cu ochii pe noi! Un câine mic cu o privire duioasă este ușor de confundat cu un câine de cameră. Chiar și până în zilele noastre, mulți sunt convinși de faptul că așa și este. Dar care este de fapt caracterul unui cocker spaniel englez? Urmează să aflăm din filele enciclopediei Zoo. De fapt, cocherul este un vânător înnăscut cu o privire dură și hotărâtă. Este un câine demn de atenție și înțelegere. Și asta pentru că cocherul este un sportiv ideal, chiar dacă la prima vedere poate părea neputincios, din cauza dimensiunilor sale nu prea mari. Și dacă e spaniel, înseamnă că originea lui se trage din Spania? Nu, să știți că în venele lui curge sângele albastru al monarhilor englezi. Rasa a început să fie standardizată în Marea Britanie la mijlocul secolului al XIX-lea. Cu toate că încă în secolul XVII, vânătorii englezi luau acești câini la vânătoare. Termenul englez de spaniel și franțuzescul epanol, atribuit mai multor rase de câine de vânătoare, demonstrează că în istoria îndepărtată, strămoșii spanielilor erau originari din Spania. Chiar dacă unii crescători nu sunt de acord cu asta. Mulți susțin că spanielii au ajuns pe teritoriul Europei dinspre Orient, împreună cu cavalerii cruciadelor. Dar aceste fapte istorice prezintă un interes pur științific. Numele atribuit rasei de cocher este foarte controversat, mulți fiind de părere că acesta face referire la îndemânarea câinelui de a vâna prin desișuri. La început, acești câini aveau dimensiuni mai mari decât cei din zilele noastre. În 1946, cocher spanielul a fost separat oficial, în două rase distincte, cocher spanielul american și cocher spanielul englez, despre care vom vorbi azi. Ambele rase au fost recunoscute de către American Kennel Club. În timp, cocherul englez a evoluat lent într-un mod diferit față de cocherul inițial în ceea ce privește talia, conformația și coloritul. Exteriorul unui cocher spaniel trebuie să fie vesel, vioi și mereu în mișcare, un adevărat sportiv. Înălțimea acestuia este proporțională cu lungimea de la gât până la coadă, dar să nu credeți că câinele trebuie să fie pătrat. Spațiul oferit de cutia toracică îi asigură dezvoltarea inimii și a plămânilor. Gâtul puternic asigură o dinamică maximă a mișcărilor. Cocherul spaniel este un câine energic și prietenos. Mereu va fi bucuros să vă facă pe plac. Este un cățel energic și necesită antrenamente regulate. Dacă vă duce un mod de viață sedentară, poate dezvolta tulburări de comportament. Mi se pare un caracter nebun. Este un câine care nu stă niciodată pe loc. Chiar și în somn dă din lăbuță, el parcă aleargă. Și încă mai scâră, mai fâță. E ca chiar și acum nu o să ne dea pace să vorbim. Blana acestui câine este una dintre cele mai evidente caracteristici. Este mătăsoasă, ușor ondulată și de lungime medie, fiind prevăzută cu un puf profund, care îi protejează de vremea rece și umedă. Cocherul se găsește în diferite varietăți de culoare: negru, negru cu cafeniu, crem, roșu închis, brun cu cafeniu sau galben închis. Așa cum el la mine e un picșor, nu-i ca toți câinii, el e un bej, de culoare bej. Plus la asta mai are și un frac în față, e alb. Deci, respectiv, când e un pic glod afară sau chiar cel mai mic praf, se vede, pentru că se face tot albul cel ansur. De aceea, chiar de la fiecare plimbare, când venim acasă înapoi, îl urcăm în baie sau într-o cădiță a lui specială și îi spălăm lobuțele, îi spălăm partea asta frontală a lui, urechile, neapărat, pentru că, cum ne-a spus și domnul care ni l-a dăruit, deci ni l-a dat nouă în primire, ne-a spus că urechile sunt cele mai importante pentru un câine. Pentru că la el sunt un pic lăsate în jos și tot praful, cel strâncel el cu părul, adună tot în urechi și respectiv trebuie să fie curățite cel puțin o dată în lună. Greutatea corporală normală a unui cocher spaniel englez este de circa 13-16 kg la mascul și 13-15 kg la femelă.
Această rasă de câini este potrivită atât pentru viața urbană cât și pentru cea de la țară. Rasa are un instinct nativ de protector, ceea ce îl face un bun câine de pază. Dacă este crescut alături de copii, cocherul se poate înțelege bine cu aceștia. Cocherii adulți care nu au socializat cu copiii de timpuriu încă din copilărie au tendința să nu tolereze poznele acestora. În afară de dresajul pentru vânătoare, cocher spanielul este un câine ușor de dresat pentru a fi supus și ascultător, dar are nevoie de indicații clare și rapide, deoarece această rasă este foarte energică și nu are timp să stea prea mult în aceeași poziție. Este în stare să alerge minute în șir. Câteva secunde sunt destule să se odihnească. Chiar dacă poți odată să uiți să nu-l hrănești, el oricum are energie. El e tot energie, el nu are niciodată timp de sta pe loc. Le place notul și aportul vânatului și se joacă bucuroși jocul de aprinselea. Atenție! Recomandarea noastră este să nu-l tăvăliți prea mult pentru că devine agitat. Aveți nevoie de sfaturile unui medic veterinar sau poate de accesorii și hrană pentru prietenii dumneavoastră de companie? Centrul veterinar ZooLife este întotdeauna gata să vă primească. Acum urmărim rubrica ZooŠtiri.